Bine ați revenit la întrebări. Întrebarea de data trecută era legată de modul în care se făcea verificarea formei compartimentelor rachetelor auxiliare ale navetelor spațiale. Să o revedem. De aceea, să presupunem că măsurarea s-ar fi făcut peste tot, pe toată lungimea secțiunii. Să presupunem că pentru asta s-ar fi folosit doi senzori, așa cum vedeți în desen, care se puteau mișca pe marginea compartimentelor, de-a lungul secțiunii. Și să presupunem că ei ar fi fost plasați la cea mai mare distanță posibilă și apoi ar fi început să se rotească, până când fiecare ar fi ajuns în locul celuilalt, măsurând tot timpul distanța dintre ei. Și să mai presupunem că rezultatul măsurătorii ar fi fost că distanța dintre ei a rămas constantă în tot timpul rotirii lor cu 180 de grade. Și întrebarea este următoarea. Dacă distanța dintre senzori ar fi rămas constantă în timpul deplasării lor, ar fi fost aceasta o dovadă sigură a faptului că secțiunea are formă de cerc? De fapt, întrebarea s-ar putea formula și altfel. Putem defini cercul ca fiind figura geometrică plană care are aceeași lățime, indiferent de poziția ei în plan? Pentru că, după cum bine știți, cercul are această proprietate și puteți să vedeți acest lucru aici. Chiar dacă se rotește, lățimea lui, care de fapt este lungimea diametrului cercului, rămâne aceeași, este constantă. Dar pentru a defini în acest fel cercul, nu este suficient ca el să aibă această proprietate. Mai trebuie și ca el să fie singura figură din plan care are această proprietate. De pildă, este adevărat că pătratul are toate unghiurile drepte, dar nu-l putem defini ca patrulaterul care are toate unghiurile drepte, pentru că și dreptunghiul are această proprietate. Așa că, pentru a răspunde la întrebarea de data trecută, trebuie să vedem dacă nu cumva mai sunt și alte figuri geometrice plane cu proprietatea că au lățimea constantă, figuri de egală lățime. Un alt mod de a vedea problema este următorul. V-am arătat în materialul precedent o formă care, deși are o porțiune în formă de cerc și putem măsura trei diametre, să le spunem lățimi, identice, nu are peste tot aceeași lățime. Dar în acest caz, dacă facem multe măsurători, măsurăm multe diametre, vom observa mai devreme sau mai târziu că figura nu este cerc, tocmai pentru că nu are aceeași lățime peste tot. Însă în întrebare se spunea că s-a făcut o măsurare pentru toată marginea care trebuie să aibă formă de cerc și s-a găsit peste tot aceeași valoare pentru lățime. Așa că, din nou, ceea ce trebuie să știm pentru a da răspunsul corect este dacă mai există și alte figuri în plan de lățime constantă în afară de cerc. Dacă există, atunci faptul că secțiunea are lățimea constantă nu garantează și faptul că ar fi cerc. Dacă nu există, atunci lățimea constantă garantează forma de cerc. Să ne gândim la trei cercuri care au aceeași rază și au centrele în vârfurile unui triunghi echilateral, așa cum vedeți în desen. Cercul portocaliu are centrul în vârful A, cercul verde în vârful B, iar cercul albastru în vârful C. Suprafața colorată, care reprezintă intersecția suprafețelor celor trei cercuri, se poate descrie ca fiind un triunghi cu laturile curbate, cu laturile curbe, și se numește triunghi Rouleau. Este o formă de egală lățime. Puteți vedea în această animație cum, în timp ce se rotește, triunghiul Rouleau se încadrează tot timpul între cele două repere albe verticale, ceea ce înseamnă că are în orice poziție, adică peste tot, aceeași lățime. Sau, dacă schimbăm poziția celor două repere în poziție orizontală, așa cum vedeți acum, atunci putem spune că are
peste tot, în orice poziție, aceeași înălțime. Această proprietate a formei rulo permite folosirea ei în loc de cilindru, așa cum vedeți în fotografie, dacă vrem să rostogolim un plan peste alt plan, în așa fel încât distanța dintre cele două plane să rămână aceeași în timpul deplasării planului superior. Așa cum vedeți în fotografie, în descriere, găsiți un link către un material video în care puteți vedea o astfel de mișcare. Triunghiul rulo este cea mai simplă formă de lățime constantă care nu este cerc. Și forma lui se poate obține foarte simplu, desenând întâi un triunghi echilateral și apoi ducând din fiecare vârf al triunghiului un arc de cerc care unește vârfurile opuse. Deci un arc al unui cerc care are raza egală cu latura triunghiului. Și obținem în acest fel forma unui triunghi rulo. Folosind aceeași metodă, se poate construi o figură de lățime constantă pentru orice poligon care are un număr impar de laturi. De pildă, în acest desen, puteți vedea patru astfel de figuri de lățime constantă care au fost construite pornind de la triunghi, de la pentagon, de la heptagon și de la nonagon. Mai mult decât atât, se pot construi astfel de figuri și pornind de la un poligon neregulat, folosind aceeași metodă. Și în acest desen vedeți o astfel de figură. Iar figura pe care o vedeți, care are aceeași lățime peste tot, ne ajută să înțelegem de ce a întrebat Richard Feynman tehnicienii care făceau asamblarea dacă nu găsesc uneori umflături, porțiuni ieșite în afară pe marginea secțiunilor rachetelor. Pentru că, după cum vedeți în figură, fiecare porțiune curbă are în partea opusă o umflătură, un colț rotunjit, pentru că acolo se găsește centrul cercului din care face parte porțiunea curbă din partea opusă. Această proprietate a figurilor de egală lățime l-a îngrijorat pe Feynman atunci când a auzit ce metodă se folosea pentru a stabili dacă forma secțiunilor era cea de cerc sau nu. Chiar dacă secțiunile aveau peste tot aceeași lățime, puteau avea nu o formă de cerc, ci o astfel de formă de egală lățime, care spre deosebire de cerc are prezintă aceste umflături, aceste ridicături, colțuri rotunjite. Iar aceste umflături sunt puncte slabe în etanșarea cu ajutorul inelelor de cauciuc, mai ales dacă aceste inele își pierd din elasticitate, pentru că ele presupun o curbare mai puternică în zona respectivă a inelelor. De obicei, dezastrul se produce atunci când concură mai mulți factori. În cazul navetei Challenger, frigul a fost, după concluziile anchetei comisiei, factorul principal, combinat cu pierderea elasticității inelelor din cauciuc. Dar bănuiala lui Richard Feynman că umflăturile pe care le au formele de egală lățime au avut și ele un rol prin apariția unor porțiuni cu curbură mai mare, mai greu de etanșat, este întemeiată. Încă ceva. Există și corpuri, deci forme tridimensionale, forme în spațiu, care au această proprietate de egală lățime și care nu sunt sfere. Cel mai ușor de înțeles, prin analogie cu cele trei cercuri despre care v-am vorbit, este, așa cum vedeți în desen, intersecția a trei sfere. Volumul de intersecție al celor trei sfere are o formă de egală lățime. În materialul video despre care v-am vorbit și al cărui link îl găsiți în descriere, puteți vedea cum astfel de forme pot fi folosite pentru a rostogoli în orice direcție într-un plan o suprafață care se deplasează pe altă suprafață și cum aceste corpuri de egală lățime se comportă ca o sferă în cazul acestei rostogoliri. Răspunsul la întrebare ține până la urmă de definiția cercului. Cercul nu se definește ca fiind figura care are aceeași lățime peste tot, ci ca fiind locul geometric al tuturor punctelor dintr-un plan, care au distanța până la un punct fix din planul respectiv, numit centrul cercului constantă. De aceea,
și acum citez aproximativ observația foarte bună a domnului Dumitru Antonie, pe care a făcut-o în răspunsul pe care mi l-a trimis, dovada sigură că secțiunea respectivă ar fi avut formă de cerc, ar fi fost dacă, pe lângă faptul că distanța dintre cei doi senzori rămâne constantă, mijlocul segmentului determinat de cei doi senzori ar fi rămas în același punct în tot timpul rotirii senzorilor. De altfel, acesta a fost singurul răspuns corect pe care l-am primit. În concluzie, metoda folosită de NASA pentru a verifica forma secțiunilor era chiar și în principiu greșită. Chiar dacă s-ar fi măsurat lățimea pe tot perimetrul secțiunii, valoarea ei constantă nu ar fi garantat că forma secțiunii este cea de cerc. Din păcate, atunci când nu luăm în serios matematica, fizica, chimia, biologia, adică în general legile naturii, se pot întâmpla tragedii. Și acum să trecem la întrebarea de azi. Deoarece întrebarea de data trecută a fost una destul de complexă cu multe implicații, răspunsul pe care vi l-am dat azi a fost destul de lung, mai lung decât de obicei, și de aceea am ales pentru azi o întrebare scurtă, simplă și mai ușoară. De fapt, mai greu va fi să formulați răspunsul decât să îl găsiți. Veți vedea imediat de ce. După cum știți, umbra unui obiect poate avea formă foarte diferită de forma obiectului în funcție de poziția obiectului față de direcția luminii și în funcție de tipul fascicului de lumină, care poate să fie convergent, divergent sau paralel. De pildă, umbra unui cub poate să fie un pătrat, dar poate să aibă multe alte forme. În imagine, vedeți un cub în mai multe poziții față de noi. Oricare contur al imaginilor cubului poate fi forma umbrei lui pe o suprafață plană și puteți vedea aceste contururi marcate cu roșu în al doilea desen. De fapt, contururile respective sunt proiecțiile cubului pe o suprafață plană pentru diferite poziții ale cubului față de suprafața respectivă. Și acum vă rog să priviți acest desen. În centrul lui se găsește un corp pe care nu-l vedem. Dar corpul este luminat din trei direcții perpendiculare. Să zicem, din această direcție, din această direcție și de jos. Așa că vedem umbra lui pe doi pereți și pe tavan. Deci pe trei suprafețe care sunt și ele perpendiculare între ele. Pe un perete, umbra are formă de pătrat, pe celălalt are formă de cerc, iar pe tavan, umbra are forma unui triunghi echilateral. Și întrebarea este, e posibil ca unul și același corp să aibă umbrele pe care le vedeți în desen? Dacă nu, explicați, vă rog, de ce nu. Dacă da, atunci descrieți, vă rog, forma corpului respectiv. Și aici ajungem la dificultatea despre care v-am vorbit. E greu să descrii prin cuvinte o formă tridimensională mai complicată. De aceea vă propun ca, în caz că vreți să descrieți prin forme de ce nu sau de ce da, să-mi trimiteți desenele pe adresa de e-mail pe care o găsiți întotdeauna la sfârșitul clipurilor mele, dacă nu cumva ați găsit-o deja în descrierea canalului. Promit ca în următorul clip din serie să prezint cele mai interesante desene. Am și două întrebări suplimentare. Oare există un corp care să dea cele trei umbre din imagine în formele cerc, cerc, pătrat, dar în formele triunghi, triunghi, pătrat? Aștept cu nerăbdare răspunsurile. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!